Bună! Astăzi am făcut câteva cumpărături la Lidl și aș vrea să vă arăt și această colecție nouă, The Fresh Heads. Arată foarte bine, am cumpărat și această țintă. Primești la 70 de lei și o figurină cadou și am mai cumpărat acest album unde poți să ții colecția de biluțe. Și după cum am văzut că ar avea și câteva jocuri, așa vor arăta biluțele și vor fi puse aici în acele locuri. Iar mai jos sunt niște jocuri pentru copii care trebuie asamblate. Această idee este genială pentru că îi va ține pe copii destul de concentrați să realizeze aceste jocuri. Și pe capacul de la album am văzut că ar fi un joc sau ceva. Oricum, eu am făcut aceste cumpărături și mă gândeam să vă dau o idee ce puteți să cumpărați și voi. Aceasta este ținta și dacă faceți cumpărături de 70 de lei, primiți cadou o figurină. O voi desface să vedeți cum arată. Este o biluță transparentă. Primiți și un cupon așa micuț care are un cod pentru aplicație și a picat domnul Tomescu. Așa arată, este o biluță. Sunt foarte interesante. Dacă vă plac acest genul de videouri cu ce îmi place mie să cumpăr, vă rog să-mi scrieți în cutia de descriere și voi reveni cu mai multe videouri în genul. Mai departe, vă voi arăta ce place mie să cumpăr de la Lidl. Voi începe cu aceste felii de mere uscate. Sunt chipsuri de mere. Sunt un pic mai crunchy și mai tari, așa arată. Îmi plac că nu au adaus de zahăr sau alți aditivi, sunt pur și simplu felii de mere uscate. Și pentru că era în ofertă orezul cu lapte, îmi plac foarte mult acest desert. Mie personal îmi place orezul cu lapte simplu, să-l încălzesc un pic și să-i adaug un pic de scorțișoară. Este la ofertă în această săptămână. O sticlă de Pantene, de șampon. Orezul cu lapte este în mai multe sortimente. La fel, un snack, câteva alune și caju. Sticle cu apă minerală, apă plată și mai multe sortimente de orez cu lapte. Dacă vă plac acest stil de video, să vedeți ce îmi place mie să cumpăr de la anumite magazine, vă rog să-mi scrieți în cutia de descriere și voi face mai multe videouri în genul. Pe curând, pa, pa!